Peste 60 de pompieri din Moldova s-au întrecut pe baza sportivă Junior Arena Botoșani pentru a obține calificarea în etapa națională a campionatului de minifotbal. Etapa zonală a competiției a fost organizată de Asociația Sportivă a Pompierilor din România, sucursala Botoșani și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga, al județului Botoșani, și a aliniat la start șase echipe formate din pompieri din Iași, Bacău, Neamț, Vaslui, Suceava și Botoșani. În urma rezultatelor obținute, la etapa națională a competiției, care se va desfășura în perioada 6-9 iunie tot la Botoșani s-au calificat pompierii din Botoșani Iași și Vaslui. Cel mai bun jucător a fost desemnat soldatul Andrei Covacel de la Isu Vaslui. Titlul de cel mai bun portar a fost câștigat de sergentul major Iulian Burduja, porfireanul din cadrul Isu Iași, iar soldatul Robert Baltariu de la Isu Botoșani a fost golgheterul turneului. Potrivit organizatorilor, campionatul de minifotbal al pompierilor se organizează anual, iar obiectivul obiectivele principale ale competiției sportive sunt promovarea modului sănătos de viață, dezvoltarea aptitudinilor fizice și a spiritului de echipă.